Salutare tuturor, mă bucur să, să fiu din nou în fața dumneavoastră. Da, astăzi vom discuta un pic, așa cum am avut și în prezentare și în invitație, vom discuta un pic despre partea de administrare din cadrul Microsoft Teams, de fapt al platformei Microsoft pentru educație, pentru că Microsoft nu oferă o singură aplicație pentru educație, ci de fapt oferă acces la toată platforma de aplicații de la, de la A la Z, adică de la a avea o adresă de e-mail până la a accesa cu acea adresă de e-mail aplicații, servicii, inclusiv Microsoft Teams. Bun, așadar... Haideți să să partajez cu dumneavoastră ecranul meu ca să o luăm un pic cu începutul. Deci sesiunea de astăzi se va adresa în primul rând celor care au acces de administrator. Da? O să repet treaba asta. Okay. Perfect. Bun. Ar trebui să se vadă acum. Da, Robert, oh, să vedem. Perfect, mulțumesc mult. Ok, um, hai să luăm un pic cu începutul. Dacă aveți rol de administrator în cadrul unui cont Microsoft 365, aveți acces la un panou de administrare, evident. La acest panou de administrare nu au acces elevii, profesorii și așa mai departe, ci doar aceia care au uh, și drept de administrator pe acel cont. Și atunci, uh, ca să intrăm într-un astfel de cont... Um, vom intra pe adresa www.office.com, așa cum intrăm pe. Uh, puteți intra cu orice tip de cont ați avea și vă, vă sugerez să îndrumați profesorii să folosească această adresă, vor intra pe această adresă, vor folosi userul și parola de la școală și vor intra într-o astfel de pagină care uh, puteți să-i schimbați și limba, dacă doriți. Eu astăzi o să rămân pe engleză pentru că mă adresez exclusiv administratorilor și partea de administrare este în limba engleză. Însă, după cum bine știți, în partea stângă avem acces la toate aplicațiile pentru educație pe care Microsoft le pune la dispoziție, de la Outlook, Word, Excel, PowerPoint și așa mai departe, Teams, desigur. E, administratorii au acces la o, la o, secțiune extra, și anume aceea de admin. În momentul în care apăsăm pe această secțiune de admin, vom intra în panoul de administrare. Repet, aici au acces doar anumite persoane și uh, vă sugerez să, să nu accesați o, o porțiune asta dacă nu știți ce faceți. Um, de ce? Pentru că aici, de fapt, aveți acces la tot ce înseamnă digitalizare în școală. De la partea de utilizatori, pe care îi vedem aici în, în partea de sus, deci am deschis uh, panoul și uh, la partea de utilizatori am utilizatorii activi, o să fac un pic mai mare, să, să vedeți și mai bine, deci sper să folosiți un calculator astăzi, um, Apăs pe Active Users, unde vom vedea toți utilizatorii noștri, indiferent că ei sunt studenți sau profesori. Tot de aici putem să edităm unul sau mai mulți utilizatori, deci putem să-i selectăm, să le resetăm parolele. Poate cineva și-a uitat o parolă. Tot de aici putem să resetăm parole. Deci, dacă cineva și-a uitat o parolă, nu este nicio problemă. Putem să o resetăm automat pentru ei. De exemplu, mă duc pe un utilizator, apăs pe Reset Password și pot să îi cred care să fie provizorie. Uh, încercați să puneți o parolă care să aibă cel puțin o literă mare, o cifră și un semn de punctuație. Da. De exemplu, uh, parola 123, semnul exclamării. Bine, asta e o parolă destul de ușoară, dar ca să înțelegeți formatul de parolă, oricum este o parolă provizorie, pentru că mai jos vă recomand să lăsați bifată opțiunea de a cere utilizatorului să schimbe parola la prima autentificare. Deci, în momentul în care vor dori să intre pe office.com sau în timp sau în orice aplicație folosind adresa de școală, vor folosi parola pe care dumneavoastră le-o furnizați, dar ei vor trebui să-și o reseteze cu una nouă pe care să fie proprie, proprie dânșilor. Bun. Tot de aici putem să avem managementul licențelor pentru un utilizator sau mai mulți da? și pot să văd exact la ce licențe are acces acel utilizator, da? și pot, văd că aici discutăm de un, o licență pentru studenți și la ce aplicații are acel utilizator acces. Da? Aici avem o licență completă, însă um, puteți să selectați. De exemplu, dacă aveți o persoană care vreți să aibă acces exclusiv la, mă, nu știu, hai să zicem, la. Uh, La Excel, putem să dăm acces doar la Excel sau uh, așa mai departe. Sau nu vrem să dăm acces la Whiteboard, nu știu, că nu vrem noi. Uh, putem să deselectăm opțiunea de a avea acces la Whiteboard. Nu prea este cazul. Eu vă recomand să le aveți pe toate bifate. Sunt foarte multe, lăsați-le pe toate bifate. Ce este cel mai important de ținut cont? Uh, tipul de licență dacă este profesor, respectiv dacă este student. Asta este cel mai important. Bun, uh, dacă dorim să ștergem utilizatorul, fără nicio problemă mă după un utilizator și uh, apăs pe el și am opțiunea de, de a-l șterge. Da? Deci pot să resetez parola, să-l blochez la autentificare, poate nu mai vreau să-i dau voie să intre, să se autentifice, și am opțiunea de a-l șterge și pot să șterg utilizatorul. Uh, iar în momentul în care ștergeți un utilizator, Uh, se va șterge tot, e-mail-ul, mailbox-ul, tot, 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 tot. tot. Uh, dacă persoana avea fișiere în OneDrive, puteți să, se, puteți să selectați către cine să meargă acele fișiere, poate către director, către șeful de catedră și așa mai departe, uh, dacă era elev, către diriginte. Uh, sau uh, putem să dăm acces către altă persoană la adresa de mail a, de muncă, da, de școală a persoanei respective. Bun, dacă dorim să ștergem un utilizator. Um, tot de aici, uh, put, deci din, din zona de, de utilizator, putem să facem managementul tuturor utilizatorilor din cadrul școlii, dar putem să și adăugăm. Și în momentul în care adăugăm un utilizator. Uh, este foarte simplu, îi scriem numele, prenumele, uh, da, deci hai să zicem, o să pun numele meu, uite așa, uh, display name, adică ce nume să-mi apară, și numele de utilizator, aici, în funcție de cum ați uh, stabilit în școală că se vor crea adresele de mail, puteți să le creați în consecință, adică prenume.nume și se pune automat arond adresa școlii.ro.com și așa mai departe, sau nume.prenume cum încă se mai practică, din păcate, sau, nu știu, doar, doar prenumele sau cum doriți dumneavoastră. Bun. Din nou, și aceeași poveste cu parola. Putem să punem noi o parolă temporară și să îi cerem viitorul utilizator să-și o schimbe în momentul în care accesează pentru prima oară serviciile. Um, la final putem să-i trimitem inclusiv un e-mail cu parola creată pe adresa de mail pe care noi o avem din partea lui. Că momentan, la început, de obicei aveți adresa de mail personală a persoanei care va intra în școală și așa mai departe și atunci puteți să i trimiteți pe mail această parolă temporară ca mai departe să și o poată schimba. Să ocupă Microsoft să trimite e-mailul la final. Uh, mai departe, hai să punem uh, o parolă. Merg mai departe, asta așa doar ca să vă arăt cum se adaugă un utilizator. Selectez locația, eu am un cont demonstrativ, de aceea este pus pe țările de jos. Da, evident că pot să trec pe România, imediat, 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 așa. Selectez România și din nou pot să aloc anumite licențe către utilizatorii mei. Licență de student, respectiv licență de profesor. Ok? Și aplicațiile la, uh, la care are acces persoana respectivă. Merg mai departe. La setările opționale avem posibilitatea de a da drept de administrator persoanei respective sau nu. Deci un utilizator poate să fie profesor și poate să fie și profesor și administrator. Repet, nu dați drept de administrator decât dacă este cazul. Um, administrator poate să fie doar pentru un anumit serviciu, cum ar fi doar administrator pe Teams Sau poate să fie global administrator, adică administrator pe tot contul, așa cum este contul pe care mă regăsesc eu acum uh, Nu este cazul de administrator, vreau să fie user normal, merg mai departe și cam așa am creat un utilizator nou de tip profesor, respectiv elev uh, O să dau cancel pentru că aș vrea să vă arăt și altceva, faptul că puteți să adăugați mai mulți utilizatori la început. Da. Uh, pentru a adăuga mai mulți utilizatori, aveți un format uh, de fișier Excel, pe care trebuie să-l completați cu datele fiecăruia în parte, pe care îl veți uploada aici, da? îl veți încărca aici. Bun. Ok. Mai departe. Um, Haideți să trecem un pic uh, în zona de administrare a Microsoft Teams. Pentru că aici discutăm de user. Și sunt mai multe setări aici, însă dacă merg în partea de mai jos. Veți regăsi acest, această zonă numită admin centers, da, centre de administrare, unde avem centre de administrare pe bază de securitate, de conformitate și așa mai departe. Ce ne interesează pe noi este acest Teams, zona de administrare a Teams, pentru că în Teams petrecem cel mai mult timp uh, la școală și atunci avem un panou de administrare pentru Teams. Să-l fac un pic mai mare, ok, bun. Veți regăsi mai multe informații uh, în funcție de contul dumneavoastră, când a fost creat, în ce țară, care este activitatea pe ultimele 7, 30, 90 de zile. Putem să căutăm un anumit utilizator, să vedem uh, detalii despre el. Uh, toate astea le putem face din panou de administrare. Acum, în... Uh, În cadrul documentației pe care Microsoft o pune la dispoziție, există un set de. există un articol pe care o să vi-l pun la dispoziție. Există un blog care apare, am observat eu așa, lunar, da? Ultimul este pe luna septembrie, în care vedem ce update-uri, din punct de vedere tehnic, au venit pentru Microsoft Teams. Da, că s-a lucrat la performanța Microsoft Teams pentru Mac, pentru cei care folosesc MacBook. Că, de exemplu, dacă folosim Teams pe iOS, se va consuma de acum înainte mai puțină baterie. Sau dacă folosim Android, se va folosi mai puțin internet dacă folosim Teams. Sunt tot felul de lucruri mai mult sau mai puțin tehnice, dar și noutăți. Noutăți despre care puteți să le regăsiți aici cum ar fi acest, această posibilitate de a vedea 49 de camere în același timp, în cadrul Microsoft Teams, lucru care a fost, care a fost inclus. Deci avem o matrice de 7 pe 7 7 da? linii cu 7 coloane, acest mod împreună, care este foarte, foarte interesant, și tot felul de alte lucruri, însă aș vrea să merg un pic mai jos, pentru că aș vrea să vă arăt pentru Teams, pentru educație. Uh, un articol uh, care uh, face referire la politicile de uh, implementare tehnică din Microsoft Teams pentru educație. Și atunci voi deschide acest, uh, acest link cu vedeți aici, politici pentru uh, recomandate pentru Microsoft Teams pentru educație. Bun. Uh, evident, totul face, are legătură cu a realiza lucrurile cât mai ușor pentru profesor, respectiv pentru pentru elevi și avem o serie de setări pe care Microsoft le recomandă într-un mediu de tip uh, educațional. Și acum, hai să vedem, de exemplu, uh, posibilitatea de a crea mesaje private de a crea grupuri private Microsoft Teams. Știți că Microsoft Teams, v-am arătat, puteți să creați acele canale private. Dacă nu doriți să se întâmple acest lucru în cadrul școlii dumneavoastră și, lumea, și nu doriți ca lumea să-și creeze astfel de canale private, atunci, fără nicio problemă, puteți să dezactivați ca administrator acest drept. Cum facem asta? Ne ducem în panoul de administrare. Da? Și ne spune chiar acest uh, articol. Haideți să-l deschid din nou, unde l-aveam, unde l-aveam, imediat. Perfect. Bun. și îl pun în partea asta. Și în partea dreaptă voi pune... Ok. că ah, era în altă... Nu, okay, nicio problemă. Bun. Uh... Să iau acest... Link și să-mi-l pun. Uite, aici o să-mi-l pun asta în stânga, asta în dreapta. Mă scuzați, gata. Bun. Și avem acest set de bune practici pe care ne dorim să le integrăm și noi în cadrul contului nostru. Și acum, de exemplu, Teams policies. Deci vedem exact unde trebuie să mergem în zona de setări pentru a face aceste setări. Și mă duc în zona de Teams și am Teams policies, da? Politici pentru echipe. Și dacă mă duc în politici pentru echipe, vedeți că am o politică globală care se aplică pentru toți utilizatorii. Asta înseamnă o politică globală se aplică pentru toți utilizatorii. Apăs pe ea și uh, în partea o să fac acum mai mare ecranul ăsta. Apăs pe această politică și uh, mi se recomandă să debifăm opțiunea de a crea canale private. Și în acest fel, utilizatorii nu o să mai poată să-și creeze canale de comunicare privată. Da? Mă refer la aceste canale în cadrul unei echipe. Dacă adaug un canal, să nu mai am opțiunea de a uh, crea un canal privat. Ok? Bun. Revin înapoi la linkul nostru. Mai departe. La politicile pentru întâlniri. Deci la uh, politicile pentru echipe am terminat. Dacă mă duc la meetings, am politici pentru întâlniri. Iar aici, dacă mă duc la politicile globale pentru întâlniri, vom vedea foarte, foarte multe opțiuni pe care le putem activa sau dezactiva pentru toți utilizatorii noștri. De exemplu, posibilitatea de a crea meeting-uri ad hoc. Putem să dezactivăm acest lucru. Uh, posibilitatea de a. Înregistra. Putem să dezactivăm acest lucru pentru toți utilizatorii. Și multe, uh, și multe altele. Uh, poate cea mai importantă pe care aș vrea să vă arăt este aceasta. Rolurile pe care le are un prezentator în cadrul unei întâlniri. Deci, în momentul în care creați o întâlnire, implicit, prezentator să fie doar organizatorul. În acest fel, Profesorul care creează ora va fi singurul prezentator din cadrul întâlnirii, iar toți ceilalți care vor intra în întâlnire implicit vor fi pur și simplu um, participanți care au drepturi limitate. Unul dintre aceste drepturi este dreptul de a ieși de pe mute, care poate fi revocat de către profesori. Lucru pe care îl puteți observa chiar acum, pentru că noi am folosit această funcționalitate pentru a, uh, pentru a fi liniște în cadrul uh, în cadrul sesiunii de astăzi, dar putem orice prezentator poate să scoată această, această regulă. Bun, mergând un pic mai departe, mă întorc la zona de echipe. Încerc să-mi aduc aminte ce întrebări am primit de la dumneavoastră de-a lungul timpului. Pentru că deja am trecut într-un nou an școlar și foarte mulți au început să folosească timp încă de anul școlar trecut. A, am primit întrebarea, ok, ce facem cu o clasă dacă, uite, am aici, de exemplu, clasa 8D. Clasa 8D a terminat. Anul ăsta. Ce fac cu această echipă? Pot să o șterg? Pot să o arhivez? poate nu vreau să pierd tot ce am acolo. Răspunsul este da la ambele întrebări. Putem fie să le ștergem echipele, fie să le arhivăm. Și vă recomand să le arhivați. Adică selectăm echipa și am opțiunea de arhivare. În momentul în care apăs pe arhivare, evident că pot să selectez mai multe clase pe care să le arhivezi deodată. Da? Într-o școală normală nu cred că sunt foarte multe echipe de genul ăsta. Um, selectez clasa respectivă și o arhivez. Asta înseamnă că toată activitatea pe acea echipă se va bloca, deci nimeni nu o să nu mai, nu mai poată să facă nimic, um, dar lucrurile rămân acolo, adică nu se va șterge nimic, ba mai mult, toate fișierele de pe acea echipă, uh, din acea clasă, dacă bifezi treaba asta, vor putea să fie văzute în continuare de către membrii echipei, dar nu, mai pot, nu le mai pot șterge și nu le mai pot edita. Vor deveni, uh, se vor schimba într-un mod numit read-only. Da, și acum pot să arhivez clasa 8 d cu pe care îl fac chiar acum. Da, și am arhivat clasa 8 -a de. Um, cam așa arhivăm o clasă veche. Tot de aici, dacă dorim, putem să creăm o clasă de la zero. Deci aveți posibilitatea să creați chiar dumneavoastră, ca administrator, clasele sau să-i lăsați pe diriginți, profesori și așa mai departe să-și le creeze singuri. Oricum, orice echipă sau clasă creată o veți regăsi în panou de administrare la Manage Teams. Da? Sau în engleză, clasele sunt, toate sunt de tip Teams, așa. Echipe. Bun. Mai departe. Am observat cum putem să facem managementul claselor merg un pic mai departe la politicile pentru mesaje. Mă duc la politicile pentru mesaje și mă duc din nou la global, la politicile de mesaje pentru toată lumea. Și acum la mesagerie pentru că când vorbim o mesaje, lucrurile sunt destul de e bine să fie ținute sub control și atunci aveți mai multe opțiuni aici. De exemplu, Vreți ca utilizatorii să poată să șteargă mesajele pe care le-au scris? Da sau nu? Uh... Și atunci, debifăm acest lucru. Puteți să dați opțiunea inclusiv a unui uh, profesor da? uh, care a creat o anumită clasă să aibă puterea să șteargă mesajele altora. Deci, vreți ca un profesor să poată să șteargă mesajele unui elev? Da sau nu? Vreți ca un elev să poată să șteargă mesajele proprii? Da sau nu? Vreți să le să aibă dreptul de a le edita? Da sau nu? Și așa mai departe. Um, vreți să poată să folosească chat -ul? Da sau nu? Vreți să, uh, să aibă dreptul să folosească gifuri animate? Da sau nu? Și așa mai departe. O să vă las pe dumneavoastră să le, să le descoperiți pe toate, ținând cont că avem această listă de recomandări pentru fiecare uh, politică importantă în parte. Um, bun. Ok. Merg, merg mai departe la zona de aplicații. Ce aplicații folosesc elevii mei? Și am posibilitatea de a da dreptul elevilor de a folosi anumite aplicații sau nu. Deci, practic, gândiți-vă că aveți control total asupra ceea ce se întâmplă în cadrul școlii. O setare extrem de importantă este aici la org-wide org settings, da? deci la setările pentru toată organizația sau pentru toată școala. Și o să încep cu accesul extern. Accesul extern înseamnă utilizatori, de exemplu, care folosesc Skype. Da? Deci nu au timp să folosesc Skype. Vreți să, ca cineva din școală să poată să vorbească extern cu o persoană din afara școlii? Da sau nu? Un alt lucru interesant este uh, acceptul sau blocarea utilizatorilor de tip guest, uh, acei utilizatori care nu au adresă de școală, uh, dar ne dorim să avem sau nu uh, echipe, clase în care să facă parte, din care să facă parte uh, membrii din alte școli, care au alte adrese de e-mail. Puteți activați sau să dezactivați acest lucru. Dacă sunteți o școală care vrea să țină totul închis, atunci puteți să dezactivați, oricum el vine dezactivat, setarea asta vine dezactivată, ca să zic așa, din fabrică. Însă dacă vreți să invitați în cadrul echipelor persoane din alte organizații, puteți activa acest guest sex Oricum primiți informații despre ceea ce înseamnă acest lucru. Mai departe avem setările la nivel de echipă. Care sunt setările la nivel de echipă? Dacă putem să folosim sau nu diverse alte soluții de stocare de documente care nu fac parte din uh, ecosistemul școlii. Da, deci dacă doriți să lăsați utilizatorii să folosească fișiere pe care le au salvate de exemplu pe Google Drive, puteți să le dați dreptul sau nu, să facă treaba asta. Bun. Uh, mai există în partea de jos de tot acest dashboard, da? deci acest panou pentru calitatea apelurilor, da? care. Um, momentan n-am acces aici. Puteți să vedeți un panou uh, în funcție de orele online care s-au ținut, care a fost și calitatea acestora. Da? Um, repet, aveți acces la un panou de administrare exclusiv pentru Teams. Avem documentație care să pe care noi o recomandăm pentru, profes... Deva, pentru administratori, astfel încât aceste politici de mesagerie, de comunicare, de setări să fie implementate într-o școală, așa cum noi considerăm că ar fi bine să fie implementate într-o școală din experiența pe care o avem în, în lumea întreagă. Deci există astfel de politici de de setări care sunt documentate, sunt publice pe site-ul Microsoft, pe suport găsiți, de exemplu, la ramura de educație, Microsoft Teams, politicile pentru setările noastre de. ale contului Microsoft 365.